Și să nu plecăm de aici doar cu ideea că am venit și am mai vorbit puțin și că am înțeles ce a vrut dânsul să spună. Chiar să plecăm cu ideea că, ok, de mâine putem face ceva concret într-un anumit domeniu pentru ca Târgoviște să devină o destinație turistică. Vă mulțumesc tuturor celor care au venit și din alte județe, de la alte primării, și celor care au venit din Dâmbovița, și aș vrea să dau cuvântul domnului primar al orașului Târgoviște, domnul Gabriel Boriga. Târgoviștea în sfârșit pășește pe un drum pe care trebuia să pășească mai de mult. Evident, nu putem decât să ne bucurăm și să apreciem inițiativa care astăzi prinde contur, să o sprijinim cât de mult se poate și să punem umărul fiecare dintre noi, cum îi place domnului președinte să spună, cu cuvântul, cu gândul, dar mai ales cu fapta, pentru ca acest proiect să capete contur și să producă efecte. Efectele fiind, de fapt, simple. Creșterea notorietății municipiului Târgoviște, atractivității Târgoviștei turistice, implicit a numărului de vizitatori, de turiști pe care îl avem și îl dorim să fie din ce în ce mai mare. Numai astfel ne putem dezvolta. Dacă din punct de vedere economic sau al industriei grele, ceea ce la sfârșitul anilor 80-90 încă mai reprezenta un reper al Târgoviștei, nu mai putem spune foarte multe lucruri, adică dezvoltarea Târgoviștei în ceea ce privește industria grea s-a cam oprit, în ceea ce privește dezvoltarea turismului și oportunitățile turistice, suntem, din punctul meu de vedere, abia undeva la 15-20%. Municipalitatea, evident că a făcut ceea ce trebuia să facă, cel puțin în ultimii 3 ani, în a atrage turiști în municipiul Târgoviște. Și am început cu infrastructura. Pentru că, indiferent ce vestigii istorice, ce tradiții, ce întâmplări au fost aici, turistul nu va veni să le vadă știind că își va rupe mașina în gropile din drumuri. Niciodată. Și cel puțin până în 2008, asta a fost marea noastră problemă. Iată că lucrurile în privința infrastructurii au început să se rezolve. Și aici, cu sprijinul Consiliului Județean, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării și al Turismului, am reușit să facem infrastructura Târgoviștei una care să permită accesul turiștilor. Vă spun și eu bună ziua și confirm că Dâmbovița este un obiectiv turistic atractiv și poate fi un județ cu turiști din ce în ce mai mulți, comparabil cu județele vecine, comparabil chiar cu Prahova, comparabil chiar cu Brașovul și am să vă spun și de ce. Pentru că județul Dâmbovița avem rădăcinile cel mai puternic brand internațional. Este vorba de Dracula, care a fost confiscat pe nedrept. Dracula care a construit turnul Chindiei în curtea domnească construită de bunicul său Mircea cel Bătrân și unde avem peste 100.000 de turiști de vizitatori anual. Pentru că am demarat stațiunea din munte, Padina Peștera, în zona Bucegilor, unde avem Babele și Sfinxul și unde am avut în weekendurile călduroase între 4 și 5.000 de vizitatori. Avem Peștera Lumicioara, avem lacul de la Bolboci. Pentru că avem stațiunile balneoclimaterice Pucioasa, Vulcana Băi, unde vin oamenii la tratament de peste 100 de ani ca să se însănătoșească. Pentru că avem Mănăstirea Dealul cu capul Mihai Viteazul. Pentru că avem unul dintre cele mai frumoase bijuterii arhitectonice românești, Palatul Brâncovenesc de la Potloci, care intră în reabilitare în toamna acestui an și care va deveni unul dintre punctele de atracție ale județului Dâmbovița. Pentru că avem zimbrăria de la Bucșani, zimbrăria neagră. Și toată lumea știe că este zimbrărie doar la Hacep. Sunt mai mulți zimbri la Bucșani decât în Hacep. Pentru că avem foarte multe biserici din secolul 14, 16, ca să nu vorbesc de unele mai recente, pentru că avem mănăstire de lemn de la Cobia, de la Vișina, de la Gura Foii și din zona Găiești. Totodată pot să vă spun că județul Dâmbovița
este pregătit să-și asume cu finanțări europene mai multe proiecte de promovare alături de primăria municipiului Târgoviște și în perioada următoare majoritatea acestor obiective vor fi promovate cu bani europeni și așteptăm un aflux mai mare de turiști. Chiar dacă datele de la Institutul de Statistică Județean arată că în acest an, de exemplu, numărul de turiști a fost cu peste 25% mai mare decât în anul trecut. Avem ce le arăta, avem oameni care așteaptă cu inima deschisă și cu bună credință turiști pe care să-i facă să se simtă bine și care să revină în județul nostru și totodată să le povestească prietenilor vecinilor că aici, în Dâmbovița, au ce vedea. În contextul turistului. Okay. So, when we're talking about the city of Târgoviște, when we're talking about other developing destinations, in many cases, we come back for this vicious cycle. When we're talking about the context of tourism, we talk about tourism development in developing cities such as Târgoviște and others, in many cases, we come to this vicious cycle. Când vorbim de evoluția turismului în orașul ca Târgoviște, vorbim despre acest ciclu care îl va explica în continuare. Okay, on the one hand, we have the demand. Demand, which means tourism. The... I don't know if it's talking to me, but they don't understand Romanian, so. So on one hand, we have demand. On the side of demand, I want to highlight two aspects. Într-o parte avem cererea vizitatorului și în partea cealaltă o să explice două aspecte. On the one hand, we have the number of visitors. People who actually come to town and like to spend time in town. And in this case, it's very important to say there is a difference between the number of visitors, people who come to visit the town, and the number of tourists. Tourists are people who stay here for 24 hours or more, overnight. Vom face diferența între turiștii care vin și oamenii care vizită. Oamenii care vizită sunt cei care vin, vizitează, scuzați-mă, și stau 10 minute, iar turiștii vin și stau peste noapte. Cel puțin. Thank you. Mulțumesc. Another thing that we have here is the city image. The city image, it means what the first thing that comes to your mind when I'm saying Târgoviște. Okay?